Sute de părinți și-au înscris din timp copiii la grădinițele din județul Vaslui. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun că și anul acesta bătălia pentru ocuparea locurilor libere a fost una cu probleme. Putem vorbi de o supraaglomerare în mediul urban, în grădinițele cu program prelungit, unde chiar dacă legea spune că trebuie să fie maxim 20 de copii la grupă, cam toate unitățile au peste numărul legal, dar trebuie să venim în sprijinul părinților și am convenit cu direcțiile să înscriem copiii și peste limita admisă, pentru că părinții nu au ce să facă cu ei. Deci cam este un număr de 30 de copii la grupă. La grădinița Dumbrava Minunată se fac ultimele pregătiri pentru începerea unui nou an școlar, dar chiar și pe ultima sută de metri, conducerea unității primește solicitări din partea părinților care mai speră să-și ducă micuții la această grădiniță. Din punctul de vedere al curățeniei, al igienizării, este pregătită. Mai sunt mici retușuri pe holuri, pe clase, de ornat și aranjat. Planul de școlarizare este de 206 copii, dar posibil să depășim acest număr, pentru că sunt foarte multe solicitări. Noi am rugat părinții să lase un număr de telefon. În caz de retragere, sunăm părinții care au lăsat dosarul complet. Cele mai aglomerate sunt grădinițele cu program prelungit. Sunt foarte mulți copii de grupă mică, deci să spunem că natalitatea în județul Vaslui nu este în scădere deocamdată și chiar dacă acele grupe pregătitoare au plecat ca și clasă pregătitoare la școală, planul de școlarizare este peste 100%. Pentru unii micuți, vacanța nici nu a existat, pentru că nu aveau cu cine să rămână acasă, părinții i-au dus la grădiniță și pe timpul verii.